Dacă în vara anului trecut erau pe punctul de a se desființa, în sezonul 2018-2019, Futsal Club Dunărea Călăraș a câștigat în luna martie Cupa României, iar joi, 9 mai, a câștigat medalia de bronz, ocupând locul 3 în clasament după ce a învins echipa Auto Bergamo Deva cu scorul de 3-1. La finalul partidei, jucătorii au primit medalii de bronz și tricouri. Thank you.